Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. În acest video voi continua seria despre transformatoare. Cine nu a văzut prima parte, recomand neaparat să, să o facă, las un link în descriere. Iar acum urmează să discutăm despre dimensiunile și puterea unui transformator. It's like a sunt sigur că ați văzut transformatoare mici și transformatoare imense, foarte mari. Dimensiunile transformatoarelor variază în funcție de puterea lor. Transformatoarele care sunt de dimensiuni mai mici pot oferi puteri mici. Iar transformatoarele mai mari, bineînțeles, pot livra puteri mai mari. Cu cât sunt mai mari, cu atât crește și puterea lor. Puterea unui transformator se poate stabili pe baza curentului și a tensiunii care pot fi obținute pe secundarul uh, său. De exemplu, dacă avem un transformator, să spunem că este echipat cu două secundare, da? unul capabil să furnizeze 12V la 1,3A, iar celălalt 18V la 0,5A. Pentru a-i cunoaște puterea, trebuie doar să înmulțim tensiunea cu curentul prin urmare volți și amperi, să o spunem așa mai pe românește, da? Și avem o dată 12 ori 1,3, avem 15,6 W și avem o dată 18 ori 0,5, avem 9 W. Apoi le adunăm și avem un total de 24,6 W. Dacă avem un transformator care furnizează aceleași tensiuni ca și precedentul, dar un curent mai mare, de exemplu 12V la 3,5A și 18V la 1,5A, prin înmulțirea volților cu amperii vom obține 12 ori 3,5, 42 W și 18 ori 1,5, 27 de W. Prin adăugarea, adunarea puterilor celor două înfășurări vom obține un transformator cu o putere de 69 de W. Atenție! Dacă avem, de exemplu, o înfășurare calculată pentru a furniza un curent maxim de 3,5 amperi, putem lua de aici și curenți mai mici, de exemplu 0,1, 0,5, 2 sau 3 amperi. Dar nu putem depăși niciodată 3,5 amperi. Astfel transformatorul nostru se va supraîncălzi și prin urmare va fi deteriorat. Acum continuăm să vorbim despre miezul transformatorului. Sunt sigur că mulți dintre voi ați desfăcut transformatoare și v-ați jucat cu acele bucăți de tablă în formă de E, de I, U și așa mai departe. Mulți cred că sunt de fapt niște bucăți de tablă ieftine. E bine, calitatea acelei componente chiar joacă un rol foarte important în randamentul transformatorului. Nucleul sau miezul unui transformator nu constă niciodată dintr-un bloc de fier compact. Da? Să nu credeți că acele componente în formă de I sau U sau E sunt de fapt niște bucăți de tablă simplă. Deoarece atunci când un miez metalic este supus unui câmp magnetic, acesta se supraîncălzește sub efectul curenților paraziți care se mișcă în interior. Pentru a neutraliza acești curenți care reduc considerabil eficiența transformatorului, miezul este obținut prin suprapunerea unor ben subțiri de fier și siliciu, separate pe ambele părți de un oxid, astfel încât să le izoleze perfect unele de altele. Aceste bucăți de tablă da? sau aceste șipci metalice sunt în general în practică numite tole de siliciu. Deci, să nu credeți că acele bucăți metalice din componența transformatorului sunt niște bucăți de tablă ce le găsim la fier vechi. Nu. Acestea sunt făcute din materiale speciale și au un rol foarte, foarte important în eficiența transformatorului. Dintre cele mai folosite tole de siliciu sunt cele în formă de E și I și sunt așezate în interiorul suportului pe care sunt înfășurate bobinele, primar și secundar. Iar pentru a obține un radament bun, aceste tole sunt montate odată um, eul odată i apoi invers, un I, un e. Uh, Mai erau specialiști de ăștia care montau toate eururile pe o parte, ceea ce ducea la uh, reducerea eficienței transformatorului. Deci, cele mai folosite... Uh, miezuri magnetice în componența transformatorului sunt pachetele de tole de tip E plus I, din fier și siliciu. Iar acestea sunt, după cum am spus, montate uh, între țesut, o tolă E introdusă pe o parte a carcasei, următoarea pe partea cealaltă. Iar I-urile, bineînțeles, ocupă spațiile rămase libere. Uh, calitatea acestor componente care la prima vedere par doar niște, niște bucăți de tablă, da? joacă un rol foarte important și datorită calității lor ne, permit să, ne permite să obținem randamente bune a transformatorului sau mai puțin bune. Aceste tole sunt așa de importante încât Există chiar cataloge și cărți cu multe detalii tehnice, cum ar fi grosime, componenta aliaj, clasa din care fac parte, densitatea fluxului magnetic, coeficient magnetic efectiv și multe, multe altele. Am o carte despre transformator în limba germană. Cred că sunt vreo 200 de pagini numai despre miezul transformatorului, despre tole, se vorbește despre material și multe, multe alte, e plină de formule și, și, și calcule. Bineînțeles, n-am să mai intru acum în, în, în amănunte, tema este foarte complexă, dar na, cine este interesat recomand să consulte literatură de specialitate despre materiale electrice și așa mai departe. Da? Aici mă opresc. În următorul video vom discuta mai departe despre transformator și anume vom, vom vorbi despre puterea reală a unui transformator, cum se, cum se, calculează puterea reală a unui transformator. Vom vorbi despre diametrul firului și rolul lui și alte, alte chestii foarte, foarte interesante. Am realizat chiar și o broșură. Am scris deja cam vreo 30 de pagini. Despre transformator, mai am, mai am ceva de lucru. După cum știți, am, am anunțat și pe Facebook, care mă urmărește și pe Facebook la tutorialele unde discut despre teme despre, din, din electronică, voi realiza și câte o broșură. Da? Iar scopul acestor cărți sau eu știu, e prea mult să-i să, să spun carte, revistă este de a vă ajuta să înțelegeți ușor electronica da? și cât de simplu, cât de ușor se poate învăța. Mulți cred că pentru a învăța electronică trebuie să fii super inteligent sau, eu știu, un guru al matematicii sau că ai nevoie de studii superioare și zeci de mii de facultăți. Prin intermediul cărților, revistelor, mai bine spus, realizate de mine, vreau să vă, să vă arăt că este posibil să învățați electronica și acasă, la orice vârstă, și nu este dificil, cum spun alții. Broșura este scrisă pe limbajul tinerilor și a studenților. În fine, este, este, este explicată destul de simplu. Da? Am, am, am încercat, am foarte multă literatură tehnică de specialitate, foarte, foarte multă, și am încercat să extrag exact ce are nevoie în un începător, da? pentru că mulți începători abandonează acest hobby sau această, eu știu, această meserie, da? Eu o numesc pentru mine este mai mult ca un hobby, este în fine nu pot să o descriu ce este electronica pentru mine, dar e, e ceva nemaipomenit. pomenit. Uh, și știu că sunt mulți tineri care abandonează pur și simplu pentru că uh, nu înțeleg, nu înțeleg anumite lucruri în România, după cum știți și voi, literatură de specialitate, de calitate, nu prea se mai găsește. Da? De aceea am să încerc să, să traduc multe chestii care le am aici din limba germană și să vi le pun vouă la dispoziție. Da? Aici vedeți câteva, câteva poze din, din broșură. Am încercat să o fac cât mai modern, cât să-ți facă o plăcere să să, să să citești broșura. Bineînțeles, aceste reviste, aceste broșure se adresează în special începătorilor, studenților, nu inginerilor. Da? Deci este un, un mic rezumat ce ar trebui să știe un începător, de exemplu, despre transformator. Da? Cum, ce trebuie să știi ca să pleci la drum. Da? În curând, sper ca, știu, sper ca săptămâna viitoare să pun broșura cu transformatorul pe site, iar după asta vor urma și alte, alte chestii interesante. Da? Aici vă las, sper ca, eu știu, poate mai târziu să, sau duminică am să pun următorul video despre transformator și vom mai discuta. Da? Vă mulțumesc, la revedere!